Bună, sunt Adelina Pop și azi vom vorbi despre teama de abandon. Legătura emoțională pe care o formăm cu părinții noștri e una dintre experiențele care ne conturează în cea mai mare măsură viața emoțională ca adult. Avem nevoie de prezența lor stabilă, constantă, de conexiunea emoțională cu ei într-un mod predictibil. Însă în multe situații, din păcate, nu se întâmplă asta. Și fie că îți pierzi un părinte, moare sau pleacă de acasă, fie că părinții tăi se separă sau unul dintre ei e bolnav, fie că ești crescut de bunici și alternezi între statul la bunici, la părinți sau între diferite persoane care au grijă de tine. Sau poate că unul dintre părinți are o problemă de sănătate, are o problemă cu alcoolul sau e mereu furios, sunt mereu conflicte în familia ta. Toate aceste experiențe te fac să simți că atașamentul, că legăturile emoționale cu ceilalți vor fi instabile, că poți oricând să pierzi acea legătură emoțională. Iar acest lucru are cel mai mare impact asupra relațiilor tale de cuplu, asupra atașamentelor pe care le ai în relația de cuplu. Ceea ce înveți e că e posibil ca oricând să-ți pierzi partenerul sau partenera. De aceea, vei sta mereu cu teama, vei fi mereu îngrijorat că s-ar putea să îl pierzi pe cel pe care îl iubești. Iar în momentul în care persoana respectivă se îndepărtează puțin de tine, pleacă undeva, nu-ți răspunde la telefon, ceea ce tu vei resimți va fi o durere imensă, o disperare, va fi teama că s-ar putea să-l pierzi și durerea pe care o resimți te va face de multe ori să reacționezi exagerat la orice mic semn de distanțare. De foarte multe ori, teama de abandon te face și să te atașezi de persoane care nu sunt tot 100% disponibile, persoane care fie sunt într-o altă relație, fie nu sunt dispuse să-și asume o relație. Uneori, chiar dacă persoana cu care ești într-o relație, o persoană stabilă și o persoană care e acolo în mod predictibil, disponibilă pentru tine, nesiguranța ta te va face să vezi semne ale abandonului peste tot. În orice semn de detașare normală, în orice moment mai dificil din cuplu, tu vei citi teama că lucrurile s-ar putea încheia. De multe ori, teama de abandon poate fi atât de puternică încât să-ți fie teamă să intri în relații, să eviți să te atașezi, tocmai pentru că știi cât de dureros este să suferi după ce ai trecut printr-un astfel de moment. Poate de foarte multe ori vei simți disperare, vei simți teamă, uneori chiar panică, la gândul că s-ar putea să pierzi persoana pe care o iubești. Poate de multe ori îți va fi greu să părăsești o relație abuzivă, pentru că ți-e atât de teamă de durerea pe care o simți. Însă înțelegând că ceea ce simți e teamă de abandon, poți alege să lucrezi tu la tine, să te dezvolți, să te vindeci. Îți mulțumesc!